Lista de achiziții a lui Dinamo din această iarnă a ajuns la 9 nume. Jonathan Rodriguez și Dușan Celar au venit în Ștefan cel Mare, ambii împrumutați de la CFR Cluj până la vară. Înainte de transferul în Gruia, Rodriguez era considerat unul dintre cei mai buni mijlocași din Liga 1. A purtat banderola la Botoșani, însă pentru campioana României nu a strâns decât 18 prezențe. În schimb, atacantul Dușan Celar a jucat doar 10 minute pentru prima echipă a clujenilor. În următoarea etapă, Dinamo are derby cu FCSB. Meciul se joacă duminică de la ora 20. Noi suntem vai de capul nostru, vom vedea la meciul respectiv dacă într-adevăr așa este. Ei au un nivel, au jucători de milioane de euro și atunci este normal ca să fim foarte atenți și să ne ridicăm la nivelul jocului.